digitalizare. Și Moldova este în secolul 21, este în Uniunea Europeană, să spunem așa, prin semnarea acelui acord de asociere în 27 iunie. De astăzi am decis să vorbim despre IT, despre digitalizare cu Ministrul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, domnul Pavel Filip. Domnul ministru, bună dimineața și bine ați venit la Radio Play. Bună dimineața și bine v-am găsit. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și vreau să vă rog să faceți un buletin de știri cu știri de la Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, prezentat de însăși domnul ministru Pavel Filip. Mulțumesc, spuneați că suntem în secolul 21, deci unde digitalizarea înseamnă foarte mult. Adevărul este că trăim în epoca informațională, precedată de cea agricolă și de cea industrială, și asta este adevărul. Trebuie să conștientizăm cu toții de fapt că trăim în epoca informațională, un lucru foarte important la care o să revenim poate pe parcursul emisiunii. Dacă ar fi să fac un buletin de știri despre Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, aș porni de la trei direcții importante în domeniul cărora face politici, de fapt, acest minister. Ar fi cea mai importantă, prima, tehnologie informației, nemijlocit, după care, doi, ar fi comunicațiile. Aici vorbim și despre comunicațiile electronice, dar să nu uităm și despre comunicațiile poștale. Și trei, la fel, o dimensiune foarte importantă, sunt registrele, cele mai importante registre ale statului, cum ar fi Registrul de Stat a Populației, Registrul Transporturilor, Registrul Unităților de Drept și multe alte registre departamentale. Deci în domeniul ăsta iarăși suntem cei care elaborează politici. Dacă să le luăm pe rând, sigur că avem realizări foarte frumoase, pentru că și în clasamentele internaționale, dacă ar fi să se mândrească cu ceva Moldova, eu cred că în primul rând este acest domeniu, tehnologia informației și comunicațiile, pentru că să pornim de la viteză internet, suntem, pare mi se, între 6 și 10 în topul țărilor din lume, doar în fața noastră sunt cei din Coreea de Sud, Singapore, Hong Kong și Macau. Comunicațiile electronice, la fel, am fost printre primele țări care am implementat, de fapt, noile tehnologii, cum ar fi 4G. Și o să vedeți că și în 4G viteza de transmitere a datelor este una foarte înaltă. Eu cred că suntem printre primii în regiune și, în general, în lume, la acest capitol. Dincolo de asta și nemijlocit tehnologie informației, am făcut eforturi deosebite, am reușit anul trecut să aprobăm o strategie care se numește Moldova Digitală 2020. Așa. O strategie care a fost apreciată, dând dovadă de nemodestie, vreau să vă spun că am luat și medalia Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor exact pentru această strategie, care a fost considerată și este considerată, de fapt, una foarte bună. Recent, acum am venit cu altă strategie la guvern pentru sporirea competitivității industriei IT și o primă parte din această strategie, cum ar fi proiectul de lege despre parcurile IT, a fost aprobat în guvern deja și urmează să treacă calea Parlamentului. Și, nu în ultimul rând, pe dimensiunea registrelor, aici vorbim și despre pașapoarte și buletine, iarăși suntem în frunte, pentru că, de fapt, un lucru important care vreau să vă spun, faptul că călătorim fără vizie astăzi în Uniunea Europeană, deci în baza pașapoartelor biometrice. Au fost niște exigențe foarte înalte impuse de către Uniunea Europeană și asta, securitatea actelor de călătorie sau mai bine zis a pașapoartelor, a fost
blocul numărul 1 din primul compartiment al planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Am făcut față acestui lucru și astăzi noi suntem cei care avem unul dintre cele mai bune registre ale populației și cei care perfectăm unul dintre cele mai moderne pașapoarte biometrice. Am făcut foarte multe încă și pe plan intern în acest domeniu, pentru că o să vedeți că acum nu mai există deja cozi la secțiile de pașapoarte. Am avut niște probleme pe parcursul lunii iulie-august, în care am fost în situația să prelungim orarul de lucru pentru a face pentru că erau multe solicitări. Am nimerit într-o zonă de rezonanță, pentru că în această perioadă am avut și de preschimbat pașapoartele sovietice în buletinii de identitate, dar și în fiecare an, de fapt în aceste luni, vin concetățenii noștri de peste hotare și toți încearcă să-și reperfecteze actele. De fapt, tot timpul a fost mai multă lume în această perioadă. Și acum un pașaport biometric. Exact. Acum deja nu mai sunt cozi și este o temă de discuție separată, pentru că am întreprins foarte multe măsuri pentru a optimiza cât de cât aceste servicii și ajunge situația să oferim servicii de calitate. Domnule ministru, recent guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la IT parcuri. Ministerul Tehnologiei și Comunicațiilor a venit cu o abordare absolut nouă privind introducerea unui impozit unic de 12% pentru rezidenții acestora. Se spune că Ministerul Finanțelor este un pic reticent și nu susține această inițiativă. Vă rog să comentați acest lucru și să ne spuneți, în general, pentru ascultătorii noștri, ce înseamnă un IT park. De la faptul că eu rămân să fiu sigur că viitorul Republicii Moldova sau șansa de dezvoltare a Republicii Moldova este industria tehnologiei informației și o să vin și cu argumente aici, pentru că agricultura, care este un sector foarte mare în Republica Moldova, trebuie să fim conștienți că el va trebuie să fie subvenționat în permanență de către stat și de către toate statele lumii. De fapt, această industrie este privită mai mult pentru a asigura securitatea alimentară a statului și guvernele au grijă să subvenționeze această ramură. Dincolo de asta, dacă ar fi să punem pe ce accentul? Pe turism, noi nu avem mare, nu avem munte și nu avem prea multe monumente istorice ca să devenim o țară atractivă pentru turism, așa precum sunt alte țări. Noi nu avem zăcăminte minerale, cum ar fi petrol, nu avem cărbune, nu avem gaze naturale, ca să avem o industrie în creștere și foarte puternică în acest sens. Unica sursă care o are Republica Moldova sunt oameni. Ori în epoca informațională despre care vorbeam la început, factorul decisiv de producție sunt oamenii prin capacitatea de a fi creativ, prin capacitatea de a fi bine pregătiți. Și atunci sunt foarte multe exemple și o să vedeți că și în lume astăzi, după capitalizare, deci companiile din IT deja au depășit companiile din industria petrolieră, spre exemplu, la fel cum și salariile în lucrătorilor din IT au depășit pe toți. Chiar și aici în Republica Moldova. Chiar și aici în Republica Moldova. De asta eu sunt și rămân pe pozițiile de a spune că, luând în considerație că suntem în epoca informațională, șansa de dezvoltare economică a Republicii Moldova este industria IT. Mai ales cunoașteți cu toții tranzacțiile cu Instagram, tranzacțiile cu WhatsApp, unde, de fapt, câțiva tineri au fondat această întreprindere Instagram, de aplicații de photosharing, după care peste un an jumătate a fost vândută companiei Facebook cu $1 miliard. Atunci vorbeam cu toții că a dat peste cap toate tranzacțiile din lume, dar anul acesta am fost maturi alte tranzacții și mai impresionante. Deci aplicația WhatsApp a fost cumpărată de Facebook contra sume de $19 miliarde. Ori asta ne vorbește foarte insistent că astăzi banii în economie sunt în industrie IT. De aceea trebuie să facem ceva în Republica Moldova pentru a asigura această creștere, dezvoltării acestei industrie
IT. De asta și am venit cu acest proiect de lege despre parcurile IT, pentru că atunci împreună cu colegii, mi-aduc aminte când am început elaborarea acestui proiect de lege, condițiile mele au fost următoare. La fel cum pe timpul când eram elev sau studenți încercam să rezolvăm o problemă, erau datele inițiale, SD, ceva date inițiale, după care trebuie să aflăm rezultatul sau să obținem și un rezultat. Cum îl obținem? Și atunci eu am spus în fața colegilor că nu vreau să aud scuze că nu avem investitori în acest domeniu, pentru că mai avem corupție în unele instituții ale statului, pentru că avem birocrație și de asta investitorii fug și nu. E bine că ați spus în unele doar. Exact. Și atunci au fost condițiile că luăm în considerație că avem încă instituții birocratizate, că avem funcționari birocrați, că avem corupție în multe instituții și, luând în considerație acest lucru, trebuie să asigurăm o dezvoltare și o atractivitate în această industrie pentru investitori. Aici și-a apărut prima idee de a impune un impozit unic. Deci, și de ce vă spun? Pentru că atunci când avem un sistem fiscal foarte complicat, dar haideți să nu ne ducem departe. Vă aduceți aminte cu toții despre cazul Draxelmeier de la Bălți. Așa. Un investitor german care a primit o amendă de la un inspector fiscal de 20 și ceva de milioane. Problema era că acest investitor este unul onest, de fapt, și el a urmat în tocmai codul fiscal. Doar că inspectorii fiscali au avut posibilitatea să interpreteze codul fiscal. Ori tot de ce are nevoie un investitor are nevoie de previzibilitate, de transparență și de reguli foarte clare de joc. Ori impunând un impozit unic ar însemna că sunt reguli foarte clare de joc. Impozit unic, vorbesc despre un impozit care se plătește sau se relatează la cifra de afaceri sau la, sau la vânzări. Am vândut de un milion, am plătit 120.000 la Ministerul de Finanțe și faceți ce vreți cu banii ăștia. Nu mă puneți pe mine în situația să repartizez acești bani, o parte în fondul social, o parte în fondul medical, o parte în formă de impozite locale, o parte în formă de impozit pe profit, altă parte în formă de impozit pe venit și tot așa mai departe. După care vine inspectorul fiscal și numai decât îți găsește o virgulă nu acolo opusă, îți aplică o amendă. Apropo, astăzi sunt facilități pentru companiile IT, sunt plafonate plățile sociale la 2 salarii medii pe economie, așa. Dar marea mea mirare a fost atunci când eram în discuții cu reprezentanții cu acestei industrii, că o parte din ei au refuzat la aceste facilități. Întrebarea era de ce? Pentru că vin pe urmă inspectorii fiscali și ne găsesc o greșeală, după care ne pun să plătim tot ce nu am plătit sub formă de impozite și apoi ne mai aplică o amendă de 100%. Și au zis că nu se merită. Facilitățile astea nu sunt atât de mari pentru noi și nu se merită. Riscurile sunt prea mari pe urmă. Asta a fost ideea. Deci, de a impune niște reguli foarte clare de joc. Și atunci nu am ce să caute controlele la mine. Pentru că regulile sunt clare. Am vândut de 1 milion, v-am plătit 120.000. Nu am să ajung în instanță de judecată pentru că nu am pentru ce. Am respectat întru totul legislația. Și nu știu de ce noi ne-am deprins în Republica Moldova să ne ascundem după deget. Trebuie să recunoaștem că foarte mulți astăzi continuă să plătească salariile în plic pentru a nu plăti impozitul social, care se consideră, îl consideră mare. Diminuează profitul pentru a nu plăti impozit pe profit. Și apoi haideți să o spunem pe șleau, pentru că vin și eu din business și am foarte mulți colegi care continuă să facă business. Atunci când vine un inspector fiscal la tine la întreprindere și ți-a depistat mai multe încălcări, ai posibilitatea să te înțelegi cu dânsul. Să negociezi pe loc. Și atunci ai plătit lui și a pus banii în buzunar și ți-a făcut un act cu amendă minimă și atunci bugetul oricum nu are nu are nimeni nevoie să schimbe ceva dacă în cazul ăsta nu și-are sensul să plătești salarii în plic, nu și-are sensul să diminuezi profitul, nu și-are sensul să diminuezi prețul pe invoice a echipamentelor care le cumperi pentru că noi i-am scutit de TVA și de taxe vamale și astfel eu sunt sigur și
sunt gata să răspund pentru acest fapt că în câțiva ani vom vedea o creștere foarte mare, în o dezvoltare foarte mare în această industrie, pentru că vom deveni atractivi. În urma analizei care am făcut-o, de fapt, atunci când am în faza de elaborare acestui proiect, am încercat să vedem ce impozite plătesc țările din regiune, pornind de la România, Bulgaria, Macedonia și din Polonia, din partea CSI-ului, Belarus, Rusia, Ucraina, și marea mea mirare a fost că în Republica Moldova, cumulativ, impozitele care le plătesc ăștia din industria IT sunt cele mai înalte. Spre exemplu, în Belarus plătesc doar 6,6%, la Moldova era peste 13%, în România sunt 9%. Întrebarea mea, vă spuneam, era una retorică. De fapt, ce ar trebui să-l atragă pe un investitor în acest domeniu în Republica Moldova, când impozitul este mai înalt decât în România, ori România fiind o țară membru a Uniunii Europene și calitatea vieții este mai bună. De ce trebuie să vină Republica Moldova? Eu sunt sigur că odată cu realizarea acestui proiect de lege, deci noi vom asigura o atractivitate în această industrie, pentru că sunt foarte mulți băieți și dumneavoastră îmi spuneați înainte de emisiune că cunoașteți cei care lucrează pentru cineva de peste hotare, stând aici, acasă. Da, pentru că este important să spun că parcurile IT sunt parcuri virtuale, să se înțeleagă corect. Un lucru care îl spuneam și celor de la Ministerul de Finanțe când vorbeau despre impozitele locale. El poate lucra de la Comrat, poate lucra de la Bălți, poate lucra de la Chișinău, stând în oficiu. Poate lucra în oficiu sau acasă. Sau în parc stând acasă. Unde de asta bancai, da. Este foarte greu să determini cui trebuie să-i plătim acest impozit local. Deci, iată, această schemă, să spunem așa, cu un impozit unic, pentru cei care ne ascultă și poate un pic s-au încurcat niște noțiuni, a putea să o asemuim cu o patentă pentru care cetățeanul plătește, deci la modul cel mai simplist vorbind, plătește un impozit anual sau lunar și indiferent care sunt vânzările sau cheltuielile, asta este contribuția lui la stat. Și nu mai are controle, nu mai are... Exact, dar este un pic diferent, pentru că impozitul va fi totuși direct proporțional plătit cu cifra de afaceri, cu vânzări. Deci nu este o sumă fixă, este un procent. Exact. Un și procent. Eu cred că este, de fapt, avem rezonanță în industrie, pentru că toți susțin industria susține acest proiect de lege, pentru că noi le impunem niște reguli foarte clare de joc. Ori, cei care fac IT sunt oameni creativi. Oamenii creativi nu trebuie să se îngloade în birocrație, să-i lăsăm să lucreze, deci să se concentreze înspre dezvoltarea de programe și pentru calculator, da, și inovații, pentru că asta, de fapt, este foarte important și industria IT, de fapt, este una foarte migratoare. Noi trebuie să creăm și, dacă vreți, un ecosistem pentru cei care lucrează în această industrie, pentru că dacă nu i-a plăcut ceva și în cel mai bun caz și-a luat laptopul și a plecat în România să lucreze, în cel mai rău caz poate să nu și-a laptopul și-a luat doar stick-ul cu informații și-a plecat, nu are de demontat echipamente și linii de producere, deci este o industrie deosebită și este în creștere. Fiecare țară din lume vine cu facilități în această industrie. Nu veți găsi o țară în lume unde nu vor fi create condiții cât mai bune pentru dânșii, pornind de la Silicon Valley și terminând cu Silicon Valley de la Cluj din România. Deci și Belarus sau Skolkovo din Rusia, toți investesc foarte mult pentru că înțeleg că astăzi, de fapt, dacă ar fi să revenim la primele cuvinte de la începutul discuției noastre, spuneam despre epoca agricolă, industrială și acum suntem în epoca informațională. Păi în epoca agricolă a fost important să ai mult pământ, în cea industrială a fost important să ai parte de capital pentru a face investiții, construi uzine și fabrici. Astăzi nu ai nevoie de nimic, ai nevoie doar de capunere și de minți luminate. Mulțumesc, domnul ministru, luăm o pauză muzicală, după care revenim. De la 1 septembrie nu mai sunt valabile pașapoartele tip sovietic și se spune că în jur de 65.000 de cetățeni ai Republicii Moldova mai dețin aceste pașapoarte. Știu că se perfectează gratis, știu că la începutul aprilie, când era acest proiect de lege în Parlament, a întâlnit piedici, ne dăm seama din partea cui, pentru că 65.000 este un quantum mare, dacă este vorba despre alegerile parlamentare,
Haideți să vedem ce se întâmplă cu aceste pașapoarte și apoi mergem și la pașapoartele biometrice de tip nou. Adevărat este, vreau să pornesc de la faptul că atunci când am elaborat acea hotărâre de guvern și plan de acțiuni pentru preschimbarea pașapoartelor sovietice în buletine de identitate, abordarea noastră a fost poate pentru prima dată puțin diferită, pentru că noi nu am spus că din 1 septembrie deci nu mai sunt valabile. Formularea a fost că guvernul își asumă responsabilitatea de a preschimba pașapoartele sovietice până în 1 septembrie. Deci am lăsat tot pe umerii guvernului. De asta, în planul de acțiuni, puteți regăsi absolut tot confortul pentru a schimba, pentru a preschimba aceste pașapoarte. Inclusiv sovietice. 20 de milioane de lei pentru acest lucru. Exact. Da. Deci a fost efectuat absolut tot. Gratis, plus la asta, cei care trebuiau să aibă determinată grupă de sânge, deci iarăși Ministerul Sănătății au făcut gratis acest lucru. Cei care au fost în situația să-și aducă actele civile de la Oficiul Stării Civile, nu a fost percepută taxă de stat. Cei care au fost născuți după 1945 nici nu au avut nevoie de acte civile, cei care sunt imobilizați, deci noi am avut mai multe oficii mobile care au mers la ei acasă și le-au perfectat actele. Deci, până la urmă, doar cei încăpățânați care nu au vrut să-și schimbe pașaportul, deci au făcut acest lucru, doar că cifrele sunt puțin diferite. Astăzi, chiar am rugat colegii înainte de emisiune să-mi dea aceste cifre, vreau să vă spun că în registru, de fapt, se mai regăsesc încă 34.182 de persoane, doar care figurează că au pașaport de tip sovietic. Au pașaport de tip sovietic, dintre care 20.757 de persoane nu beneficiază de plata pensiilor și prestațiilor sociale. Asta ar însemna că printre ei se vor regăsi persoane decedate, informații despre care nu s-a actualizat din diferite motive. Așa. Persoane care au plecat temporar la rude în Rusia, Ucraina și în alte state CSI pentru că au putut să facă acest lucru în baza pașaportului de tip sovietic și ulterior s-au stabilit cu domiciliu permanent acolo și nu s-au mai întors în Republica Moldova. Deci, prin urmare, numărul potențialelor titulare pașapoartelor de tip sovietic constituie astăzi 13.325, dintre care 5.808 de persoane locuiesc în stânga Nistrului. Deci cifrele nu sunt așa de alarmante. Atât mai mult... 13.000 a reușit lejer să-și facă pașaport până 13, dacă mai scădem 5.000 care sunt în Transnistria, înseamnă 8.000 de cetățeni care mai dețin pașapoarte sovietice. Dar începând cu luna asta, deci noi nu le-am creat un disconfort cumva lor, pentru că ei și-au putut ridica pensiile în baza pașapoartelor sovietice. Nu am interzis acest lucru. Atât mai mult doar că am pus în sarcina poștașilor și celor de la Banca de Economii care dau unde mai merg să-și primească pensiile o parte din pensionari, imediat în fiecare zi, timp de 24 de ore, să ne dea informații despre persoanele care au venit cu pașaportul sovietic, pentru ca în cazul când ei nu vin, nu doresc să-și preschimbe acest să vină ei la oficiile de pașapoarte, atunci mergem noi la ei acasă, iarăși cu oficiile mobile și le asigurăm preschimbarea acestui pașaport. Și în cazul care nu vor, să lase o semnătură că refuză acest lucru. Este adevărat, pentru că mai este o categorie de oameni și aici chiar vreau să profit de ocazia că sunt la dumneavoastră în studio să spun acest lucru. Sunt o categorie de oameni enoreași care mai refuză să-și facă buletinul de identitate din cauza numărului de identitate. Ori se comite o greșeală și este o neînțelegere. Am vrut să vă întreb și despre acest lucru. Dacă au pașaportul sovietic și primesc în baza lui pensie, ei deja au număr de identitate și acest număr de identitate este înscris în pașaportul sovietic. Ori dacă sunt atât de insistenți pentru a nu avea un număr de identitate, noi le putem perfecta buletin de identitate provizoriu, care nu conține un număr de identitate, dar este un document, este un act de identitate valabil. Deci,
Noi încercăm, de fapt, să aducem acest mesaj către toți. Eu fac acest lucru și colegii mei, dar și eu profit de această ocazie și mai vin cu această informație. Deci dumneavoastră ați folosit cuvântul enoriaș, dar haideți să spunem că, într-adevăr, atât în România s-a întâmplat lucrul ăsta, s-a întâmplat, cât și în Republica Moldova. Biserica a spus, din cauza acestui număr de identitate, din cauza la 3 de 6, niște argumente care nu știu dacă au ținut, cu siguranță s-au auzit argumentele la guvern, argumentele bisericii, dar în orice caz s-a mers pe această idee că cetățeanul Republicii Moldova trebuie să aibă un pașaport biometric, inclusiv din cauza că a fost una dintre condițiile Uniunii Europene, dar în același timp pentru că este un lucru foarte comod și util pentru toată lumea, pentru că după 27, ați spus și dumneavoastră, ați menționat, s-au făcut cozi la birouri pentru a obține acest pașaport biometric. Respectiv, indiferent, chiar și cei care se pronunță acum pro-Uniunea Europeană, pro-Uniunea Vamală și nu știu care, toți tind să aibă un pașaport biometric ca să circule ușor și frumos în Europa. Haideți să vedem, să vorbim un pic despre votul electronic. Iată, a început perioada electorală, în data de 15, o să înceapă și campania electorală. Vorbeam cu unul dintre invitații la emisiunea noastră despre posibilitatea ca cetățenii noștri de peste hotare, care, așa cum am mai menționat, o mare parte sunt în Federația Rusă, iar o mare parte sunt în Italia și apoi în alte țări din Europa, să aibă acces la votul electronic. Pentru că cunoaștem, în acest an vor fi deschise cu o treime mai mult secții de votare peste hotarele țării, dar iarăși este adevărat că nu vor fi suficiente și nu vor reuși cetățenii noștri să voteze într-o zi, cum s-a întâmplat și în 2009 și în 2010. Au stat la cozi interminabile și nu au mai ajuns până la ora stabilită să voteze. Se propunea și alte soluții ca să se voteze 3 zile la rând, să li se ofere. Iarăși nu s-a făcut nimic pe această cale. Votul electronic ar salva această situație și dacă ar fi foarte complicat de organizat acest lucru. Înainte de a răspunde la această întrebare, doar foarte scurt, o restanță la întrebarea precedentă. Deci nu aș generaliza că biserica a fost împotrivă, pentru că biserica oficial nu este împotrivă, ba din contra, încearcă să lucrează, să le lămurească și celorlalți enoriași, pentru că, de fapt, este un număr foarte, foarte mic de oameni care cred așa. Votul electronic. Evident că astăzi, fiind în epoca informațională, deci ar fi bine că totul să se întâmple în spațiul online. Anul acesta, CEC-ul va încerca să utilizeze registrul alegătorului, dar asta pe departe încă nu este votul electronic, este doar primul pas în acest sens. Ori ar însemna că, și mie îmi pare foarte bine, de fapt, că s-a reușit de făcut registrul alegătorului și va fi utilizat acum în alegerile din noiembrie, pentru că, de fapt, în așa caz nu mai avem nevoie de fișa de însoțire la buletinul de identitate. Unica utilitate a acestei fișe de însoțire care este astăzi doar pentru a participa la vot, unde primești ștampila votat. Pentru că cetățeanul să poată vota online, este necesitate de a deține o semnătură electronică. Iarăși, primul pas în această direcție noi l-am făcut. Buletinele, am început deja să elaborăm buletine de identitate care conțin semnătura electronică. Adevărul este că încă nu sunt prea solicitate în Republica Moldova, pentru că poate nu sunt și servicii electronice suficiente care sunt prestate, dar ele sunt în creștere cu fiecare zi. De aceea, eu personal am un buletin de identitate electronic, pentru că este foarte comod și am acces la foarte multe informații, cum ar fi chiar elementar, pornind de la datele personale, pentru că avem tot mai multe și mai multe solicitări la minister, că oamenii îi interesează cine și când au accesat datele lor cu caracter personal și fiecare cetățean este în drept să cunoască acest lucru. Ori, deținând o semnătură electronică, tu singur ai acces la datele tale personale, în primul rând pentru ca să le verifici, într-a doilea rând ai posibilitatea să vezi cine a accesat datele tale personale și când. Și apoi poți solicita cu ce ocazie a făcut acest lucru sau în ce drept.
De multe ori accesul la datele cu caracter personal împiedică niște proiecte. În același timp se folosește această denumire, date cu caracter personal. Ce sunt aceste date cu caracter personal, să înțeleagă toată lumea, și cum ar putea aflarea lor de către persoane necunoscute să pună în pericol, nu știu, integritatea sau afacerea sau familia unui cetățean? De fapt, în fiecare poveste este rolul binelui și este rolul răului. Dar binele câștigă, practic, în tot final, timpul. Binele tot timpul câștigă, exact, și aici avem foarte multe beneficii, de fapt, de la digitalizarea serviciilor, de la trecerea a tuturor serviciilor în spațiu digital, de la, în general, de la dimensiunea informațională. Dar totodată, deci, devenim și într-un mod oarecare și vulnerabil, pentru că la fel cum noi avem acces la careva date personale, poate avea acces și altcineva. De aceea un rol foarte important, de fapt, și un loc separat în strategia Moldova Digitală 2020 despre care vă vorbeam, este compartimentul dedicat securității cibernetice. Deci, în paralel cu dezvoltarea, dar trebuie să recunoaștem că este un rit de dezvoltare foarte înalt în dimensiunea informațională, exact cu aceeași viteză, exact cu aceeași pași, trebuie să mergem și cu securitatea cibernetică. Deci astăzi noi în Republica Moldova putem să vă asigurăm că, de fapt, securitatea cibernetică este la un nivel foarte, foarte înalt. De aceea, bine, dacă și noi utilizăm calculatorul având niște cunoștințe elementare, să nu lași calculatorul deschis, să nu introduci parolele față de altcineva și tot așa. Sunt niște reguli elementare, de fapt, care trebuie să le cunoaștem încă atunci când începem. La nivelul cel mai de utilizator. Exact. În rest, tehnologiile care sunt utilizate ne permit să avem o securitate cibernetică foarte înaltă. Spre exemplu, dacă ar fi să revenim la pașaportul biometric, este unul dintre cele mai moderne acte, deci unde se utilizează ultimele tehnologii. În Republica Moldova, chiar vreau să vă spun că este printre primele țări care utilizează aceste tehnologii foarte securizate. Și se spune că nu se poate de falsificat chiar. Cu siguranță acest act nu se poate de falsificat. Bine, am mai avut discuții la tema asta, deci, pentru că criminali există oriunde. Deci dacă s-ar începe falsificarea de la actele de la stare civilă, atunci se poate obține un pașaport, dar nu înseamnă că pașaportul este falsificat, înseamnă că s-a falsificat. Toată calea e falsă. Toată calea este falsă, dar în general acest act nu poate fi falsificat, pentru că și sunt trei nivele de protecție a datelor cu caracter, practic este imposibil, pe de o parte, de falsificat, pe de altă parte, ca cineva să aibă acces la datele cu caracter personal. Deci când spunem că nu poate fi falsificat, avem în vedere că avem pașaportul în mână, ca obiect fizic, respectiv el, iată așa, avându-l în mână, nu-l putem falsifica. Exact. Am înțeles. Exact. Doar un exemplu elementar, nu o să vă vorbesc despre toate nivelele de protecție, dar unul elementar, spre exemplu, Republica Moldova este membru al cheilor directorii, directoriilor cheilor publice. Deci asta ar însemna că atunci când ați mers cu pașaportul și vă sunt citite amprentele digitale, care trebuie să corespunde cu cele din pașaport, plus la aceasta se verifică și certificatul care a fost înscris în pașaport. Ori el se regăsește într-un spațiu comun pentru fiecare țară. Și dacă el corespunde cu certificatul cel de aici, din Moldova, atunci pașaportul este valabil. Altfel, pot fi amprentele dumneavoastră, poate fi fotografia dumneavoastră, dar dacă nu corespunde acest certificat, atunci actul este nevalabil. Gradul de protecție este unul foarte, foarte înalt. Domnul ministru, haideți pe final de oră să vorbim un pic despre reformarea serviciilor poștale, despre Poșta Moldovei. Ce puteți să ne spuneți la acest capitol? Cunoaștem că deja s-a lansat nou serviciu de livrare a actelor de identitate la domiciliu și încă multe alte servicii pe care îi oferă Poșta Moldovei. Și dacă înainte Poșta Moldovei era, spre exemplu, o instituție care trimitea colete, scrisori scrise pe hârtie de matematică sau nu știu de care. Acum, coletele, spre exemplu, poți să faci comandă pe internet, să-ți vină coletul, dar tot vine printr-un serviciu de curierat care este și el un fel de poștă. Am renunțat poate la scrisul de mână pentru că avem e-mail-uri, Skype-uri și alte metode de comunicare. Poșta Moldovei ce face acum la moment și cu ce vine în ajutorul
cetățeanului, pentru că oficii poștale au rămas, să spunem, în fiecare localitate, mai mari sau mai mici. Această dimensiune a fost una mai complicată pentru mine, împreună cu colegii, pentru că, din punctul nostru de vedere, reforma acestei instituții, care este una foarte mare, trebuia pornită mai mult timp în urmă. Este adevărat, este cea mai capilară structură din Republica Moldova care o avem, cu oficiu poștal în fiecare localitate, și de aceea, pe de o parte, ar fi bine să utilizăm această infrastructură care este deja bine creată, dezvoltată și deja gata. Pe de altă parte, este adevărat că oamenii scriu mai puține scrisori și se abonează la mai puțină presă scrisă, pentru că au alte posibilități astăzi să citească știrile sau să asculte știrile. De aceea, după mai multă muncă, deci noi chiar am aprobat și un program de dezvoltare, de reformare și dezvoltare a serviciilor poștale, și aici se regăsesc trei direcții. Una, dumneavoastră ați menționat-o deja, este curieratul, pentru că adevărat este în epoca informațională, noi putem cumpăra online, avem această posibilitate să plătim pentru marfă, dar cineva trebuie să ne aducă fizic această marfă acasă. Așa este. Deci Poșta Moldovei deja a lansat curieratul rapid și are multe contracte și poate face acest lucru. Altă dimensiune foarte importantă, vorbeam mai devreme despre serviciile electronice. Poșta Moldovei urmează să și în continuare să fie, dacă vreți, o fereastră unică a cetățenilor în raport cu statul, pentru că spuneam că în fiecare localitate este oficiu poștal. Atunci noi vom încerca să oferim prin acest oficiu poștal toate serviciile care le oferă statul, pentru că omul să nu mai meargă în centrul raional sau să vină la Chișinău pentru a obține un certificat sau altceva, sau alte informații de care are nevoie. Acest lucru va putea în curând face chiar la oficiul poștal. Este adevărat, primii pași am încercat să-i facem prin, cel puțin, cu ajutorul instituțiilor care sunt în subordinea Ministerului Tehnologiei Informației. De aceea, foarte multe acte și informații care le oferă întreprinderea de stat registru, astăzi sunt livrate prin intermediul Poștii Moldovei. Deci, cetățeanul, pentru a obține un certificat, nu trebuie să se deplaseze la centrul raional, la oficiul de registru. Ce reprezintă o comoditate extraordinară. O comoditate extraordinară, pentru că a mers la oficiul poștal și a făcut comanda și actul l-a adus poștașul la casă. Deci este foarte comod. Și cea mai importantă direcție, de fapt, din punctul meu de vedere, aici, și ca economist, de fapt, aici se va regăsi profitul întreprinderii și posibilitatea de dezvoltare în continuare. Pentru că, la un moment dat, ne gândeam că poșta deja parcă nu le mai trebuie. Exact. Dar o să vedeți că devine una foarte importantă și vorbeam a treia direcție, este direcția financiară, serviciile financiare, și eu cred că ăsta, de fapt, va fi partea leului care va contribui la dezvoltarea acestei întreprinderi. Deja Poșta și-a obținut licența de la Banca Națională și este operator financiar. Pornim de la niște lucruri mai aproape de oameni, cu care se confruntă oamenii zi de zi, sunt transferurile bănești, cunoașteți foarte bine mulți concetățeni, am pornit de la Italia, pentru că mai mulți concetățeni se află acolo și era o problemă, trebuie să, de fapt, să avem grijă de problemele reale cu care se confruntă oamenii, era o problemă de transferuri de bani, pentru că utilizând instrumentele de astăzi, comisionul era unul foarte înalt. Ori, utilizând infrastructura poștei, pot transfera deja din 6 octombrie până la 1000 de euro contra unei comisiuni doar de 5 euro. Asta înseamnă că nu trebuie să meargă în centrul raional la o bancă, pentru că bănci nu sunt în toate. Noi rezolvăm mai multe probleme aici. În primul rând, deci ei ori transferau, cum zice dumneavoastră, trebuia să meargă la o bancă în centrul raional, dar și comisionul era unul, cred că de 10 ori mai mare decât va fi acum, sau transmitea banii prin microbuze, autobuze acasă și stătea tot timpul cu frica în sân că dacă ajung sau nu ajung.
Acum, deci, noi am putut face acest lucru pentru că suntem membri a Uniunii Poștale Internaționale și utilizăm instrumentele Uniunii Poștale Internaționale și are de câștigat și poșta și au de câștigat și oamenii. Pe masă mai stau spre semnare și acordurile cu Portugalia și Spania. Avem discuții cu Federația Rusă. Trebuie să recunosc că aici lucrurile se mișcă mai greu pentru că este o rezistență în Federația Rusă pentru a realiza acest lucru, dar sunt și alte țări care stau. Am înțeles. Domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru prezența la această emisiune. Astăzi la Radio Play a fost invitat ministrul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor, domnul Pavel Filip. Cu siguranță am fi mai avut multe subiecte de discutat, mă uit eu în această informație pe care am pregătit-o. Din păcate am avut doar real vreo 40 de minute la dispoziție. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Sper că v-ați simțit bine la Radio Play. Ați fost pentru prima dată. Vă mai așteptăm și de aici încolo cu noi informații pentru ascultătorii, pentru cetățenii acestei țări care vor să se modernizeze, vor să meargă în Europa cu siguranță, dar nu știu pe unde să o apuce și cum să o ia. De asta suntem și noi un post de radio național. Radio Play, de fapt, este o platformă și invitații noștri pe care îi avem în fiecare zi au menirea doar să ajute să îmbunătățească condițiile de trai în această țară și să ajute cetățenii noștri să meargă spre o viață mai bună. O zi bună, vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, o zi bună!